partea mea, Leo de la Strehaia și Raihold, dedic această melodie pentru toți fanii mei. Prieteni, salutare prieteni. Am ieșit iar la plimbare, trecut de 12 noaptea. Fac filmare pentru mâine dimineață sau pentru dimineață. Dacă am zis că e trecut de 12 noaptea, deci azi e mâine. Ce vreau să spun este că am văzut comentariile voastre, v-am răspuns la toate comentariile. N-am mai făcut o filmare, dar în scris v-am răspuns și am văzut atâtea comentarii încât l-ați făcut pe Leo cu și cu oțet, că nu știu cum, că la, că trebuie să ducă la cercul, ca să zic așa. Prieteni, după atâtea operații și atâtea probleme medicale pe care le-a avut, pe care le are, detenție, stres, cum vreți să mai fie? Să fie un om normal? Poate că nici noi nu suntem niște oameni normali. Ce, mai sunt oameni normali? Bine, decât eu. Asta e. Nu trebuie să-l caracterizăm acum, că are și momentele lui, doar că mie nu-mi place chestia că el e, cum să zic, se lasă în continuare umilit de parașută, prieteni. Că spunea cineva acolo, gata, ți-a pus stop Leo și nu știu ce. De ce să-mi pună mie stop cineva? Când vreodată să-mi pună mie stop cineva? Pe bune acum. Vorbesc când este cazul, acum că am făcut filmări cu hoții de termopane sau cu fiarele vechi, grătari, chestii, acum ce trebuie să fac non-stop filmări despre parașută? Fac! O dată, de două ori, de trei ori, de câte ori am eu chef. Înțelegeți? Și când este cazul. De exemplu, acum este cazul. Parașuta îl umilește în continuare, pentru că știe că are o slăbiciune la parașută, la parașute are Leo, slăbiciune la parașute. Păi Leo, femeie ca Anca, tu nu o să mai găsești în viața vieților tale. O să dai numai de parașute care te vor lăsa în curugol. Și a cerut scuze față de una, față de alta. Cine bine, asta e umilință. S-a potolit aia, n-a mai făcut filmări? Ce așteaptă aia? Așteaptă divorțul. Stă la pândă, că poate... Ați văzut, iar la început Leo să arate că are euro, că are nu știu ce. Da? Aia sunt puțin pentru parașute. Parașutele vor în bani la greu. Vor bani cu nemiluita. Parașuta vrea bani cu nemiluita. Are o strategie proastă, dar se pare că îi merge cu Leo. Bă, Leo, fii nene, bărbat, chiar dacă ai avut atâtea intervenții, atâtea probleme, ce naibii ești? O nebunie după cine? Doamne, ferește! Stai în banca ta acolo și liniștește-te, că regimul ai arătat pe față ce faci tu. Iau că aminte faza cu tortul. Tu îmi spuneai mie să nu mai îmi pună Bogdan o feliuță de tort ca să ții, ca să mănânci tu. Ăla nu e bun pentru tine, Leuțule. Înțelegi? Trebuia să-l iau eu pe tot acasă. Ce dacă ai dat tu banii pe el? Că eu știu de ce ai făcut așa, de poftă, și că, vezi, Doamne, să mai-ți ajungă și a doua zi și poate și a treia zi. Dar tu era de ajuns un colțișor acolo și gata. Nu cine știe ce. Păi da. Spunea la un moment dat, sau a făcut o glumă, nu mai știu ce a făcut. A, Cristi, ce tort ai luat, că
e pentru copii și nu știu ce. Tortul a fost excelent. Trebuia să-i las pe ei să cumpere tort de la 2 milioane. Tortul ăsta a fost belea. Belea de belea. Ce, tort de amandină, nu știți cum e? E chiar bun. Chiar foarte, foarte bun. Ce să mai zic, prieteni, că acum am ieșit la plimbare, după aia o să fac o alergare și aia e. Am revenit. Am alergat. După căprioare. Și n-am prins niciuna. Asta e. Ce vreau să spun, prieteni, că eu cât de curând o să plec în Germania, cum am mai spus. Vreau să mai rezolv niște treburi pe aici, prin București. Și aia e. Ați văzut că mi-a plătit amenda. Mai am o problemă de rezolvat, încă una, și aia e. Poate la timpul lor. Până nu le rezolv, nu vorbesc, că mie nu place să vorbesc înainte să rezolv niște treburi. Păi da. Așa e. Ce să mai zic, prieteni, că... că treaba e nasoală cu nașul meu. Se umilește într-un hal fără de hal și nu-mi place chestia asta absolut deloc. Hai, bam, bam. Prieteni, nu m-am lăsat de peturi, de reciclare. Am spus că mă ocup în continuare. Ia uite așa rămâne aici. Una bucată. Două. Și rămâne. Luat, îți valut puțin mai tare, ia să-i dacă asta e. Care se... asta nu intră pe ăsta. Asta nu intră. Dar are semnul respectiv. Dar nu intră. Nu are rost să forțez. Să ții capara pe ăștia. 2 lei. 2,50 lei. Plata. 5 sticle, 2 lei și 1. Bam, bam. 031. Doamna... 031. Fier vechi. Mariana. Doamna Mariana. De la Fier vechi. Ah, ok. Da. Hai că v-am pus aici. Păi sunt de 20 de ani aici. Da, de 20 de ani? Am puțin din Zapăt. 20 de ani aici? Da. Le face, ea face la dumneavoastră asta, de familie. Așa, țaca-paca. Ce să ieși la conție? Aici reprezentanți. Că sunteți sănători. Da, da. Cât e sănător? Da, afacere proprie, dar totul sunteți cu contract, cu toate astea, nu? Da. Adică cu ce? Cu autorizații? Nu, firmă, cu firmă, tot, firmă, da, firmă, da, firmă. Da, da. Dar nu poate să funcționeze, da, mă. Știu. Nu, dar n-ai cum. Da. Încerci să fii în ziua de azi cât de corect poți. Încerc. Când am venit prima oară aici, doamna mea, dar ce vârstă? Ce vârstă aveți? Ce vârstă aveți? Cât am? 40 de ani. Da, aha, aha, 60 de ani. Fac cu anul ăsta, anul ăsta. Oh, nu. Păi dacă nu. Spuneați că aveți 50 și ceva, mai să fiți sănătoase. Nu, nu vă cred. Da? Păi, dar soțul nu e aici? Dar îmi ține ție? Soțul? Nu, e în partea ailaltă. Nu se ocupă și el cu asta? Bă, da, dar mai e în centru pe partea. Unde e ăla? Pe cățel. Mai departe, nu? Capul, ăsta e cel mai aproape. Să venim aici, dumneavoastră. Bine! Hai, foarte bine! Sănătate multă și... Uite și carton primesc! La ce preț este? Nu-l iau la preț. Dimineața când vin, uite, aici găsesc plin. Plin! De capă? Da, dar dor de toate astea. Știi? Nu mai mă. Sunt alea garanții, le bagi acolo. Lasă că e o prostie. Pe cuvânt, uite, eu iau... Nu mai le aruncă lumea așa că e... Eu iau apă la sticlă. Și are pe ea, ai văzut, simbolul ăla. Da, că e cu valoare.
Și mă, ce zic? Mă, voi era 50 de bani pe sticlă. Tot fac reciclarea, da. Mă, să-mi strâng și eu sticlele, mă duc îmi iau apă. Nu e cum era pe vremea mea, nu știu ce vârstă aveți voi, că te duceai cu sacoșică, luai 10 sticle de apă, dădeai sticlele la schimb. Cum erau și alea de lapte? Așa, dădeai sticla de lapte, acum te duci, are un aparat din acolo, orcane, bagi acolo, da, da, da. Bagi una. Și mai iar bagi una. Da, da. Păi stai o jumătate de zi acolo. Mai se blochează o sticlă, dar mi s-a întâmplat. Da. Am avut un Alexandrion ieri și s-a blocat acolo. Păi da, păi special i-am făcut așa, ca să le lași acolo. Asta e bătaie de joc la adresa omenirii, da, pe cuvântul meu. Și am zis, nu cu pana aia, doamnă, e două care, că ai văzut, se blochează, vine o doamnă și... Da. Zic, nu știu, nu doamne, împăcați-le din asta, dacă vreți una. Eu mă duc noaptea și nu găsesc pe nimeni noaptea. Eu m-am dus sâmbătă și sâmbătă e... La unde? La Acora? Unde? Am fost la Cocoș. A, la Cocoș. Are apa foarte ieftină. E corse. Și vine 2,80 lei, dar femeia 50 de bani la zi. Nu, e 3,80 lei. Și dacă faci sticluța acolo și îți dă bon, e 3,30 lei. A, tu și la casa acolo? La casa îți ia bonul și ea e 3,80 lei, da? Dar 50 de bani e sticlă. Dar care Cocoș? La Vitalma a deschis. La Arina acolo. Aha, acolo, acolo, acolo. I-a dat viață. Ah, da, da, la Cocoș. I-a dat viață. Cocoșul i-a dat viață acolo, că ăla murea acolo, nu mai avea. Ăla era înainte Carrefour, parcă. Era Carrefour și a dat faliment, adică spațiul ăla de acolo. Aha, 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 Cocoșul ăsta. De care și Cocoșul i-a dat viață, că, adică merge treaba la Cocoș. Da, 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 da. Auzi și asta cu carne și eu mă bate gândul să renunț de tot, pentru că nu vreau să mai sacrifice animalele pentru poftele mele. V-ați gândit și la asta? Da, m-am gândit și la chestia asta, dar atunci, în prima fază mea, nu a fost gândul ăsta niciodată. Acum, bă da, dacă să zic așa, am avut o chestie din astea de o slăbiciune. Că eu stăteam în Popeș și aveam 60 de găini. Da. În curte, pe cuvântul meu, luam o cu găleata, da, și le vindeam. Și când trebuia să tai o găină, mi-era milă, o duceam la mama să o taie, să mi-o dea tăiată ca de la magazin. Asta decât pentru ouă, nu? Da, 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 da. Și până la urmă am luat găinile și le-am dus la soacră, mi-a zis că le vrei cu eu și așa mi-o taie, că-i murise ei. Da, era și milă, le-a spus. Mi-era milă, și... da. Păi da, 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 și la fel, asta era niciodată. Nu m-am gândit la chestia asta, dar acum mă gândesc. Da. Mă gândesc că într-adevăr, dar vezi, așa ne-a lăsat Dumnezeu. Poate ne reîncarnăm și noi după aia. Fiecare să ne hrănim cu ăla mai slab, cum s-ar spune, da, știi? Da, da, ăla mai puternic, îl numim de pe ăla mai slab. Pisica, cel, cățelul aleargă după pisică și tot așa, știi? Da, da, da. Eu am avut și animale, adică am animale, le iubesc, da, căței, da, și asta. Și nu știu, păi ce da, să zic, dar ea, cert este că mie mi-a făcut bine chestia asta. Adică, deci fiată-mi cât de puțin mănânc eu și soțul meu zice, bă, dar eu nu înțeleg de unde ai toată energie, te scol la ora 5. Și alimentația. Ia, vă trezit și dimineața. Eu? Da. La 15 sunt sculată, dar la 8 și ceva sunt împat. A, la 8 și ceva seara, gata. Seara? La 8 și 10 și un sfert sunt în pat. Dacă stau de la 7 pe balcon până la predeal cu lumina. Și aici la ce oră deschide? La 9? Da, da. La 9, nu? Acu' ca șmecheră, știi? Păi, da, am și o vârstă. Mai stau aici să deschid. Și de dormit, dormiți bine, nu? Noaptea, foarte bine, da. Doarme de vreme și se trezește de vreme. Cu găină, exact, da. Exact, cum faci? Deci de la 8 la 5, da? De la 8 la 5. Dor de la... La 9, dacă mă duc la după ora 10, eu... Deci dacă mă duc la petrecere la o nuntă, da, mă bag la 8 și ceva în 4. Deci 8 ore, dormiți 8 ore. Le dor 7, 8 ore, le dor. Se crapă de ziua, dar mă gândesc la cafea, să renunț, știi? A, cafea, nici cafea nu bea. Nu bei cafea? Nu, nu, nu. A, nu știu. Da, bea Coca-Cola. Da, niște, păi mai bine cafea. Așa, cu știu, dar nu... Aia beau așa de sete, dar nu cine știe ce. E prima pe la... Mama știe cum beau. Da, dar nu sunt dependent de asta. Eu beam Pepsi, zile. O, da, din aia micuță la sticlă, că aveam eu nebunii la... și atunci. Și mă aveam, da, nu știu că de la Vera, era Vera. Este că e bine, băi, că aveți... Da. Eu... Uite așa. Ați renunțat ușor, ușor la toate da. 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 Foarte bine. La ce am putut să renunț, că de exemplu,
cumpăr de pe piață, încerc să mă duc la țăran să iau, da. Nu am încredere, înțeleg. În târguri, da, la târguri. Nu, mă duc la unde stă soțul, prin Boldești, uh-huh, spre Prahova, da, da, da. Dar e satul îmbătrânit, nu mai are lume din asta bătrână care să facă brânză și ăștia, da, tineri. Bărbații lucrează, de exemplu, bătrân. Înțelegi? Da. Și dă lapte și pune lapte amestec, da, da, am aflat că una pe așa. Serena, sunt toată mult. Pasă, vrei! Hai, sănătate, mai bine. De-mi vreau, că o zic pe doamna să știți, nu vreau să pune pe asta. Lasă, n-am zis. Vreau să vă fură, duc fierul, aveți. Asta fură, asta fură. Americanul, americanul, nu mai fura fierul de la doamne. A, pe mai lasă. Vrei să le deposedezi pe doamne? Bata, fi vreți, nu fac. Deposedezi doamnele de fier, de pinele, de metale, de neferoase. Prima oră când am să dau rest. Ai văzut? S-ai luat banii pe ziua de azi. Nu am prea, nu mai știu. Ești băiat. Și acum te urci în merțanul ăsta al tău. Am prea. Et, s-ai luat căr... Uite, își lasă căruțul gaz. Și acum se urcă în merțan. Ia uite, prea. Da. Ia uite, prea. Ia uite, prea, primează aici. Ia uite. Fă pe fiare și pe peturi, bre. Mamă, și uite, cu banii așa după, ți-ai luat merțanul ăsta. Da, bre. Hai, închide că nu vreau, să nu filmezi numărul. Bine, hai că nu-ți filmezi. Hai, intră acolo. Hai, bam, bam. Bam, bam. Bravo, mă, american. Ia uite ce merțan și-a luat, american. Mamă, mamă. Altă viață. Bravo, american. Da, trebuie să vină Bibicea, să-i dăm santea. Dăm acum sau? Cum?